Salutare, furnicuțe! Astăzi vreau să ne aducem aminte de animalele marine și v-am pregătit pe laptop câteva imagini să denumim fiecare animal care știm noi că trăiește în apă, în ocean sau în mare. Da? Iar primul nostru animaluț este căluțul de mare. Aceasta este o meduză, aceasta este o balenă, aceasta este o caracatiță, acesta este un rechin, aceasta este o pisică de mare, acesta este un delfin, aceasta este o broască țestoasă, iar aceștia sunt pești, diferite specii de pești. Acum că ne-am adus aminte ce animale marine cunoaștem, vreau să confecționăm din hârtie un animal marin. Și am ales să facem astăzi o caracatiță, așa că am pregătit o bucată de carton sau de hârtie albastră. Dacă nu aveți albastru, poate să fie albă sau ce culoare aveți voi. Câteva fâșii de hârtie colorată, albastru deschis și verde am ales eu. Voi puteți să alegeți ce vreți. Am confecționat doi ochișori, o să mai avem nevoie de lipici, scoci sau capse, ce aveți voi. Un creion și eu am ales să fac cu acuarele, voi puteți să faceți cu carioci. Ce vom face mai întâi? Păi, știm că caracatița are și ea cap, dar are și tentacule. Fâșiile de culoare albastru și verde vor fi tentaculele pe care le vom lipi în partea de jos. Cam așa, da? Și vom continua alternând, o dată verde, o dată albastru, da? Partea de jos, fiecare fâșie, foarte frumos, da? Să aibă câteva tentacole cu care știm că se deplasează, da? Așa. Super, nici prea aproape, dar nici prea depărtate. Și iată, ultima fâșie. Și așa arată, da? Momentan. E, ce vom face? Cu ajutorul creioanelor vom rula fâșiile pentru a deveni un pic cârlionțate, da? Ca și cum mămicile și-ar face bucle, da? Deci, vom lua fâșia, o vom rula pe creion de câteva ori și apoi dăm drumul. Și arată așa, da? Facem cu fiecare dintre ele, rulăm pe creion, o să-i rugați pe părinți să vă ajute puțin, da, la activitatea aceasta, super, așa, dacă voi nu vă descurcați singure, întotdeauna le puteți cere ajutorul, așa, să vedeți ce drăguță va fi caracatița noastră, caracatița tare năzdrăvană, așa cum sunteți și voi, așa este? Gata, ultimul tentacul. Și așa arată până acum caracatița noastră. Acum o să-i lipim ochii. Da? Pot fi puși cu lipici. Dacă nu aveți lipici, puteți să-i desenați voi cu creionul sau cu carioca. Nu este nicio problemă. Gata, caracatița mea are și ochi. Și acum o să decorăm cu punctulețe, cu acuarele, da? Voi, dacă nu aveți acuarele, veți folosi creioane sau carioci. Cu capătul, unde este guma al creionului, o punem în acuarea și apoi vom face bulinuțe. Vai, ce drăguță este acum caracatița! Sunt sigură că o să vă placă această activitate, da? Pentru că voi iubiți animalele marine. Da, și pentru că este o activitate foarte distractivă și putem să învățăm și să ne și relaxăm în același timp. Iată, caracatița mea este gata. Sunt tare curioasă să văd cum vor ieși caracatițele voastre, da? Așa că spor la lucru și distracție plăcută, furnicuțe. Vă pup!